Da, și bună dimineața, am dată de 5, eu sunt ca prezent făgârlă. Dar trebuie să-l duc pe Mati repede, repede de la grădină. În seara asta vine moșul. În seara asta vine moș Nicolae și am o grămadă de făcut. Am determinat fulgii de nea și determinat clopoței, de împachetat clopoței și de făcut multe, multe, multe. Are ce face. Decupează fulgi. Da, iubire? E ușor? E greu? Cum e? Să lucrezi pentru copii. Totul e o tehnică. Așa e. Asta facem. Decupăm fulgi. Pe data de 5. De Sfântul Nicolae. Noi decupăm... Nu știu ăștia. Nu știu ce să fac. Păi le dau lor. Păi unde crezi că ajung? La copii, nu? Sau unde credeai că ajung? Stai că mai am un fulg. Tati, unde credeai că ajung? E un nou fulg. Credeam că îi primești înapoi. Cum așa? Păi pentru ce ai fac? Ca să-i țin apoi în dulap? Hai să mă pun pe treabă. Deci trebuie să lipim asta de asta cumva, așa, și să decupăm. Și pe partea asta să-și facă ei cum doresc. Astăzi facem, astăzi bastel. Facem lucru manual. Thank you.
Ce fălgișorii sunt gata. Așa arată. Am pus, am băgat asta cu din ăla de lipit. Cum îi zice la tia, care din ăla pistol de lipit, da? Acolo și acum mai lipesc puțin ce a mai rămas de lipit și ăștia sunt ușorii de nea. Doamne, ce frumoși sunt! Îmi plac foarte mult, cred că mai fac și pentru noi să-i punem undeva. Un proiect frumos. Fain, nu? Așa arată în data de 5 decembrie, pe Sfântul Nicolae, tabloașul. We need more light, please. Hai, spune și tu bună dimineața. Bună dimineața. Adică la ora 10 și jumătate. Tati, ce-ți dorești tu? Să facem curat în mașină. Tu-ți dorești să faci curat în mașină? Da. Și eu ce-mi doresc de moș? Ce sunt ăștia, mă, pufuleți? Hai, mă, să o ducem să dăm cu aspiratorul. A, când? Când? Spune-mi când și mergem. Dacă tu mai ai când... Ce s-a venit? S-a fost astăzi, hundul care s-a rășit.